Bine ai venit la săptămâna consacrării în vederea misiunii. Mi-ar plăcea însă să nu te așezi prea confortabil în scaun, pentru că nu-i așa ne-am dorit ca lucrurile să se petreacă altfel decât de obicei. Anul lucrării personale cere o implicare personală, un răspuns prompt pe care fiecare să-l oferim Mântuitorului. Ar fi nevoie ca săptămâna aceasta să dobândești o înțelegere mai clară a voinței lui Dumnezeu pentru viața ta, o dispoziție înnoită de a îngădui Duhului Sfânt să preia controlul deplin al vieții tale și, nu în ultimul rând, o inimă caldă care să pulseze pentru salvarea sufletelor. Gândește-te la forfota care trebuie să fie acum în jurul tronului ceresc cu pregătirile celei de-a doua veniri. Iar Mântuitorul, probabil, știind cât de încăpătoare este cetatea noului Ierusalim și cât de mulți ar putea fi salvați, suspină și geme când vede cât de preocupați sunt oamenii cu lucruri nefolositoare și trecătoare și mai ales când vede cum unii creștini dorm fără simțământul urgenței timpului și fără preocuparea de a căuta și salva cât mai multe suflete. Cred că de aici ar trebui să începem. Să cântărim bine în inima noastră ce am dori să se schimbe în experiența noastră creștină pentru a fi acolo unde Mântuitorul ne așteaptă, pentru a deveni misionar prin excelență. Ca sursă de inspirație pentru ocazia aceasta l-am ales pe profetul Isaia. El a fost chemat la slujire de către Dumnezeu într-o perioadă tulbure, după divizarea celor două regatele lui Israel. A fost martor atât la conflictele fratricide dintre Iuda și Israel, cât și la invazia sirienilor și la asediul Ierusalimului. De asemenea, sub inspirație divină, Isaia anticipează robia babiloniană și de nenumărate ori li se adresează celor ce urmează să fie luați robi în Babilon. Studiind cu atenție cartea lui, putem observa că atunci când avem un eveniment decisiv în istoria biblică, Isaia este acolo. El este implicat, este foarte activ, este în arenă. Nu este doar unul care are ceva de zis din partea lui Dumnezeu. Este un profet jucător, dacă vreți. Este acolo în stradă unde Dumnezeu îl vrea pentru ca prin el să salveze ce se mai poate salva. Când în capitolul 6 îl aude pe Domnul întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, Isaia răspunde fără ezitare, așa cum Domnul așteaptă să răspunzi și tu și eu, iată-mă, trimite-mă. Aș vrea să ne oprim puțin aici pentru a înțelege bine ce se întâmplă. Dumnezeu este la cârma evenimentelor amețitoare pentru oameni. Lucrează din umbră în vederea salvării multora, dar interesant, așa cum am văzut, alege să se folosească de instrumente umane, consacrate, care să aibă încredere în călăuzirea lui și să-l urmeze. Și când Isaia înțelege lucrul acesta, nu mai are nicio reținere să se ofere lui Dumnezeu cu hotărâre. Prin contrast, observăm și astăzi cum mulți se simt prinși ca într-o capcană de evenimentele amețitoare. Nu mai au încredere în nimeni, din contră, bazându-se pe propriile simțuri, încearcă singur să se salveze. Și nu de puține ori sunt doborâți de descurajare și teamă. Vedeți, acesta este motivul pentru care e atât de necesar să înțelegem modul lui Dumnezeu de a lucra și să răspundem la fel de prompt chemării lui, așa cum a făcut Isaia. Iată-mă, trimite-mă! Există aici o dispută interesantă în legătură cu localizarea în timp a acestui eveniment. Unii spun că el evocă chemarea inițială a lui Dumnezeu față de Isaia în slujba de profet și apare abia în capitolul 6, pentru că redarea evenimentelor în carte nu urmează neapărat ordinea cronologică. Poate că au dreptate. Dar există și un alt punct de vedere, înaintat de un savant evreu pe nume Kaufmann. Și anume, el crede că în capitolul 6, Isaia este de fapt rechemat în slujbă. Sub presiunea atâtor aspecte nefericite la care
profetul trebuie să fie martor, Isaia s-a descurajat și a început să se îndoiască. Unde-i Dumnezeu în toate acestea? Nu reușea să înțeleagă ce se întâmplă și mai ales de ce se întâmplă. Și în cele din urmă Isaia clachează. Iar Dumnezeu, înțelegând nevoia acestui om până la urmă, îi adresează o nouă chemare, sau mai bine zis, îi reînnoiește chemarea la slujire. Dați-mi voi să spun că îmi place această interpretare. Nu cumva ni se potrivește și nouă? Nu cumva și noi trebuie să fim scoși din apatie sau descurajare, din confuzie sau teamă? Întrebarea este, ce a văzut Isaia astfel încât să aibă nevoie de încurajare, de un stimul din partea cerului pentru a merge mai departe în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea propriului popor? La începutul capitolului 5 găsim această parabolă interesantă, parabola viei Domnului. Aici, practic, luăm act de frustrarea lui Isaia în urma așteptărilor înșelate. Și, sigur, poate fi experiența fiecăruia dintre noi care ne străduim să oferim mult, fie că suntem părinte sau educator, pastor sau prezbiter, instructor la școala de sabat sau misionar. Oferim mult și când să recoltăm, rezultatele sunt altele decât cele pe care le așteptăm. Acest fel de dezamăgire sau frustrare este descris aici. Dumnezeu și-a îngrijit cu pasiune via. S-a întrecut pe sine și a făcut tot ceea ce a știut mai bine pentru ca să aștepte apoi o recoltă bogată. Dar stupoare. După ce poporul este hrănit, este ocrotit, este bine educat, ce se întâmplă? Ei se răzvrătesc. Nu mai vor să-L recunoască pe Dumnezeu. Îi întorc spatele. Nu-i de mirare că Isaia ajunge să fie dezamăgit. În capitolul 1 îi compară pe copiii lui Dumnezeu cu Sodoma și Gomora. În capitolul următor observăm atât de multă aroganță, mândrie și încredere în om. În capitolul 3 oamenii sunt descriși ca fiind mai preocupați de îmbrăcăminte, de bijuterii, de modul în care apar în public, pierzând astfel din atenție esențialul. Vedeți, Isaia este martor la toate acestea și nu mai vede capătul. În oricare parte privește, vede lipsă de credincioșie, vede o multitudine de păcate, vede violență, opresiune și mai ales dezinteres pentru cele sfinte. Parcă nici Dumnezeu nu mai are soluții, iar efectul? Isaia este descurajat, mai să-și abandoneze slujba. Nu cumva ți se potrivește și ție tabloul acesta? Nu cumva aceleași lipsuri, provocări și eșecuri îți injectează și ție descurajarea în vene? Poate te întrebi, mai are rost să te obosești? Poți tu spera să se mai schimbe ceva? Ce misiune? Și vești dezamăgitoare din toate direcțiile vin. Astăzi Dumnezeu dorește să ne scoată din această stare și să ne înnoiască chemarea. Ar trebui să privim mai mult la Cel care ne cheamă decât la obstacolele și amenințările tot mai mari din jurul nostru. Ar trebui ca și ucenicii pe vremuri să lăsăm totul și să-L urmăm cu toată credința, implicându-ne în salvarea altora. Vom fi dispuși oare? M-am întrebat ce anume l-a convins pe Isaia să se smulgă din capcanele propriilor percepții și să găsească o nouă și puternică motivație pentru slujire. Vă rog să observați că înainte ca Dumnezeu să-i înnoiască chemarea, El îi oferă lui Isaia o perspectivă mai înaltă asupra realității. Capitolul 6 începe cu un tablou încărcat cu mult dramatism. Împăratul Ozia, împăratul lui Iuda, moare ca un blestemat, fiind lovit de Dumnezeu cu lepră chiar în templu, ca urmare a lucrurilor îngrozitoare pe care le-a făcut. Ca martor al acestor evenimente, nu ai cum să nu fii dezgustat și descurajat deopotrivă.
Iar pentru a rămâne motivat în a-și îndeplini cu credincioșie slujba, Dumnezeu trage cortina, iar Isaia are posibilitatea să-l vadă pe cel nevăzut la cârma universului. Îl vede în sfințenia și măreția sa, înconjurat de mii de îngeri slujitori. Tabloul este plin de forță, de zguduire, iar Isaia înmărmurește de groază. Simte că i-a venit ceasul. El, un om pătat până în măduva oaselor, să-l vadă pe cel sfânt și să mai trăiască? În niciun caz. Isaia crede că i-a venit sfârșitul, iar Dumnezeu consideră că mai are încă nevoie de el. Dar atenție! Are nevoie de un alt Isaia, mort față de lumea aceasta și încrezător în călăuzirea lui Dumnezeu. Un Isaia a cărui consacrare să fie reînsuflețită. În versetele 6 și 7 vedem cum în îndurarea sa nesfârșită, în mod neașteptat, Dumnezeu trimite un serafim care să îndepărteze nelegiuirea și să-i șteargă păcatul. Nu este aceasta și nevoia noastră acută? Nelegiuirea îndepărtată, păcatul ispășit? Nu ne apasă și pe noi această greutate care ne sufocă? Doamne, auzi-ne ruga și îndepărtează nelegiuirea din viața noastră și curăță-ne de păcat. Consacrarea pe care o căutăm cere urgent moartea firii noastre. Nu noi vom schimba lumea, dar trebuie să fim dispuși să ne abandonăm cu totul în mâna celui ce conduce destinele acestei planete. Ești și tu gata în momentul acesta pentru asemenea moarte? În cartea Vânătorul de istorisiri, o carte pe care cred că o poți găsi și la pastorul tău, puteți citi despre istoria lui Life Mutaka. Părinții au pus numele Life, adică viață în limba engleză, datorită faptului că a fost declarat mort la naștere. Dar apoi, într-un mod miraculos, prin rugăciunea unei moașe, noul născut și-a recăpătat suflarea și a revenit la viață. Așa că părinții i-au dat numele Life, adică viață. Când a fost de vârstă școlară, părinții l-au trimis la o școală adventistă undeva pe marginea râului Zambezi, în sudul Africii. Cu ocazia unei săptămâni de rugăciune, i-a vizitat acolo un pastor care le-a vorbit copiilor despre Dumnezeu. El a încercat să le explice și să-i ajute să înțeleagă că înainte ca Domnul să trăiască în ei și prin ei, ei trebuie să moară față de lumea aceasta. Life nu prea a înțeles exact cum vine treaba asta, dar a simțit totuși că este ceva foarte important pentru el. Înainte de încheierea acelei săptămâni, vineri seara, pastorul a venit în cămin să vorbească cu Life despre botez și despre moarte. Nici de data aceasta se pare că Life nu a înțeles cum e cu moartea aceasta, dar într-un final a acceptat să fie primul botezat în râu la sfârșitul programului din sabatul acela. Eram îngrozit, își amintește Life mai târziu. Nu voiam să mor, dar dacă asta este ce-mi cere Dumnezeu, atunci e de bine. După ce pastorul a plecat din camera lui, Life, stând pe pat, a început să mângâie cu privirea cele câteva lucruri pe care le deținea. Și a ales pe cele mai speciale și a scris numele prietenilor lui buni pe ele. Apoi a scris o scrisoare pentru părinții lui. Dragă mamă și tată, și-a început el scrisoarea, vă iubesc foarte mult și îmi doresc să cresc trăind lângă voi. Dar pastorul îmi spune că pentru a fi cu Dumnezeu pentru totdeauna în ceruri, trebuie să fiu botezat și să mor mâine dimineață în râul Zambezi. Am acceptat ca pastorul să mă boteze mâine, chiar dacă știu că voi muri în râu. Sigur, au mai fost și alte cuvinte prin care își exprima iubirea față de părinți, prin care desemna pe cei care aveau să primească lucrurile lui speciale, a vorbit despre cât de trist, dar hotărât era el în decizia de a muri în apa botezului. La sfârșitul programului de sabat, s-au deplasat la râu,
s-au asigurat că nu erau crocodili sau hipopotami în apropiere, apoi pastorul l-a îndrumat pe Laif în apă, s-a rugat lui Dumnezeu mulțumindu-i pentru bunătatea lui și lăudându-l pe acest tânăr pentru dispoziția lui de a muri pentru Iisus. Îmi amintesc încă cuvintele pastorului, avea să spună Laif mai târziu, căldura palmei lui pe fața mea și apoi apa acoperindu-mi capul. Apoi, cel mai frumos lucru despre moarte a fost când mi-a ieșit capul afară din apă. Eram încă în viață. Dintr-o dată am înțeles ce înseamnă să mor pentru Iisus. Toate lucrurile vechi din viața mea trebuiau îndepărtate pentru a face loc lui Dumnezeu și lucrurilor noi și bune pe care El le aducea cu sine. Laif a murit la botez. Hristos acum trăiește în el. Și Hristos încă are nevoie de Laif. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă. Nelegiuirea îndepărtată, păcatul ispășit și ce urmează apoi? Angajarea fără rezerve în salvarea celorlalți. Tu ai murit față de lumea aceasta și ți-ai dedicat viața acestei lucrări? Nu mai e timp de amânat. Istoria nu mai are răbdare cu noi. Ar putea să se încheie ocazia aceasta de consacrare în vederea misiunii, fără ca și tu să spui cu hotărâre, iată-mă, trimite-mă? E rândul tău acum. Și înainte de a-ți oferi posibilitatea de a te reconsacra lui Dumnezeu în rugăciune împreună cu toți cei care sunt lângă tine, vreau doar să-ți amintesc cele trei nevoi pe care le-am stabilit împreună la începutul prezentării. O înțelegere mai clară a voiei lui Dumnezeu pentru viața ta. O dispoziție înnoită de a permite Duhului Sfânt să preia controlul deplin al vieții tale. Și nu în ultimul rând, o inimă caldă care să pulseze pentru salvarea sufletelor. Facă bunul Dumnezeu ca să te întorci acasă cu totul altfel decât ai venit în seara aceasta. Domnul să te ajute! Mă numesc Monica Filip și sunt medic. În urmă cu câțiva ani am avut un punct de cotitură în viața mea. În urma unei predici am simțit apelul Duhului Sfânt foarte puternic. Și atunci am spus, aș vrea să încerc să fac mai mult, să fac altceva, să mă trezesc din somnul acesta în care eram. Am început să studiez mai mult, să mă rog și am simțit dorința de a avea o grupă de rugăciune. M-am gândit că acesta trebuie să fie un pas, să mă întâlnesc cu cineva, să fac o grupă de rugăciune. Duhul Sfânt mi-a pus gândul acesta să mă îndrept către o persoană care era pregătită să începem această grupă. M-am dus la cineva din cartierul meu, am zis atunci că este mai bine să mă duc la cineva care stă aproape de mine, să fie mai ușor de ajuns. Am hotărât să luăm o carte în studiu. Am ales o carte care ne-a ajutat foarte mult în traiectoria grupei noastre. Cartea se numește Îndrăznește să cer mai mult. Pe mine personal m-a inspirat. Am înțeles că Dumnezeu vrea lucruri mari de la noi și că vrea să poate să ne ofere lucruri mari, dar noi îl limităm prin necredința noastră. Și ne-am hotărât să punem în practică tot ce am învățat acolo. Ne-am luat și o zi de post, ne rugam și treptat Dumnezeu a început să ne dea persoane pentru care să ne rugăm și pe care să le invităm la grupa noastră. Primii pași au fost între noi persoane adventiste și cred că este un lucru foarte important de menționat, ca noi să ne întâlnim între noi și să ne consolidăm relația. Și apoi Dumnezeu ne va da și persoane cu care să studiem. Prima persoană neadventistă pe care am invitat-o la grupă a fost o doamnă pe care am întâlnit-o într-o tabără de licurici. Mai precis, în două tabere, în două veri. Mi-am făcut obiceiul să mă adresez persoanelor care sunt musafiri la noi în biserică sau în alte conjuncturi
în care eram implicate împreună. De exemplu, în acea tabără de licurici, am observat că se simțea mai stingheră, era nouă, nu cunoștea persoanele de acolo, aflase de această tabără de la cineva și venise împreună cu fata ei. M-am dus, am salutat-o, ne-am împrietenit, am mers în drumeții împreună și treptat am observat interesul ei pentru ceea ce se spunea acolo. Și în mintea mea a încolțit ideea, uite, ar putea fi o persoană pe care să o invit la grupa de rugăciune. Noi eram la început atunci cu grupa și mă gândeam pe cine să invit, cum să fac. Am întrebat-o când s-a terminat tabăra, dacă te-aș invita odată la biserică, ai venit? Și a zis da. Mi-a plăcut felul în care a răspuns și toamna atunci am invitat-o direct la grupă. I-am spus, uite, noi avem o grupă de studiu și de rugăciune. Ți-ar plăcea să vii să studiezi cu noi? Și ea a fost bucuroasă și a zis da. A venit în prima zi de studiu și mi-a plăcut foarte mult reacția ei de la sfârșit. Ne-a spus așa, ea este foarte directă, ne-a spus așa, începusem să am îndoieli. Mă gândeam, a fost bine că am acceptat, nu a fost bine, mă gândeam, o să urc acolo și o să le spun că particip doar de data aceasta și apoi mă retrag. Dar la sfârșit a spus, mi-a plăcut foarte mult ce a fost aici și voi veni în continuare. De obicei ne întâlnim marțea la ora 8, suntem 5-6 persoane, nu toate persoanele pot să vină în fiecare seară, dar sunt câteva din ele care vin constant. Noi ne-am obișnuit cu lucrurile acestea, ne rugăm pentru ele și ele când se simt libere și pot, vin. Suntem două persoane adventiste și celelalte persoane sunt neadventiste. La grupa noastră vin două persoane care sunt medic, două asistente medical, o persoană este ITist și alta inginer. La fiecare întâlnire parcurgeam un studiu biblic. Noi am parcurs, de când avem grupa aceasta, mai multe tipuri de studii. Am început cu studiile Există Speranță, care sunt în număr de 14. Le-am terminat pe acelea, am studiat apoi profețiile și mai departe am trecut la un set de 27 de studii. Studiem de mai mult timp și am reușit să parcurgem mai multe tipuri de studii. Noi studiam, ne rugam, discutam, am învățat persoanele cu care ne rugăm să practicăm rugăciunea de mijlocire. Fiecare aducea anumite nevoi înaintea tuturor sau anumite persoane pentru care să ne rugăm și am învățat să ne rugăm și așa le-am învățat și pe ele. Și am avut experiențe foarte mari din lucrarea aceasta. Dumnezeu a răspuns pe parcursul anilor la rugăciunile lor, la problemele lor și au învățat să se încreadă în Dumnezeu. Acum avem rugăciuni speciale de mijlocire pentru foarte multe persoane și am învățat să ne încredem în Domnul, căci Domnul, dacă noi cerem cu credință, răspunde. La început ne-am întâlnit fizic, ori la mine acasă, ori la cealaltă soră acasă. Când a început pandemia, am trecut pe Zoom, a trebuit să învăț această aplicație, deși mi-a fost mai greu la început. Ne întâlnim o dată pe săptămână, mai vorbim la telefon cu ele în timpul săptămânii, am început să învățăm că persoanele acestea au nevoie de prieteni. Nu poți să te duci acolo doar să le înveți și atât. Au nevoie să găsească noi prieteni. Le-am sfătuit, le-am încurajat, ne-am rugat împreună, am simțit cu ele prin toate problemele prin care au trecut. De exemplu, una dintre ele a avut un examen foarte greu, ne-am rugat foarte mult pentru ea, pentru acel examen. Avea examenul la o zi după întâlnirea noastră de studiu. În seara aceea ne-am rugat pentru ea și ne-am bucurat că a participat, nu a considerat că este ocupată să învețe și a participat la fiecare întâlnire și în seara aceea. Și în dimineața am întrebat-o la ce oră are examenul și în dimineața acelui examen ne-am rugat toate pentru ea la acea oră. A fost o bucurie foarte mare când după ce a ieșit din examen ne-a scris pe grup că fetelor am luat examenul, Dumnezeu m-a ajutat și numele Lui să fie lăudat. Soțul uneia dintre ele, mai precis acelei pentru care ne-am rugat pentru examen, a devenit și el interesat de studii biblice, a cerut să facă studii biblice și în prezent face studii biblice cu
un misionar din orașul nostru. Dumnezeu a sădit în inima lor dorința de a cunoaște Biblia. Au văzut că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, că dacă își pun încrederea în El, El răspunde. Foarte multe din ele au avut experiențe. V-am spus că ne-am rugat împreună și am avut experiențe foarte clare în care Dumnezeu a făcut minuni. De exemplu, una dintre ele este medic-oncolog, era rezident în ultimul an, a terminat rezidențiatul și s-a dus pe post. Pentru ea ne-am rugat ca Dumnezeu să o ajute să ia acel examen de final, pentru că era foarte greu, ea are 4 copii. Ea era ortodoxă convinsă, practicantă. Și copiii erau mici și era foarte greu să învețe și Dumnezeu i-a dat putere. Dumnezeu a schimbat-o pe una din profesoarele din comisia de examen, care se purta foarte urât cu ea, și în ziua examenului ne-a spus că acea profesoară s-a purtat foarte frumos. Își dorea să revină acasă, era foarte greu de găsit un post, lucra la stat. Și am început să ne rugăm pentru ea și i-am spus, tu trebuie să spui toată încrederea în Dumnezeu și vom vedea cum El lucrează. S-a ivit un post undeva la distanță de 100 de kilometri de Craiova. Ea era disperată, s-ar fi dus acolo și am zis, hai să vedem cum lucrează Dumnezeu. S-a dus, s-a interesat de acel post. Era dornică să se ducă, dar cei de acolo i-au spus până la urmă că nu mai este valabil postul. Ea a fost dezamăgită, dar apoi a zis, lasă că eu cred că Dumnezeu a vrut așa. Păi s-a ivit un alt post, tot cam la aceeași distanță. S-a dus acolo, s-a interesat de concurs și după un timp, una din doctorițele de acolo, de pe secție, a sunat-o și a spus, ție-ți va fi greu. Nu este bine pentru tine să vii aici. Și atunci a înțeles că Dumnezeu lucrează pentru ea și îi închide o ușă. După un timp, s-a ivit un alt post, mult mai aproape de orașul nostru, putea să facă o navetă rezonabilă. Acum apărea alt impas, trebuia să obțină transferul de la spitalul unde lucra și s-a spus că ea nu va avea acest transfer pentru că spitalul respectiv era în deficit de personal. Ne-am rugat pentru ea, ne-am rugat mult. Și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și la fel, seara ne-am rugat la grupă, marți seara, și ea miercuri s-a dus la manager. Ne-a scris pe grup, acum intru la manager, rugați-vă pentru mine. Ne-am rugat pentru ea și managerul a acceptat într-un final ca să ea să aibă acest transfer. A fost evident că a fost o minune de-a lui Dumnezeu pentru ea și după momentele acestea, soțul ei și-a dorit să înceapă studiile biblice. Grupa aceasta le-a ajutat foarte mult. În primul rând, ele spun că și-au găsit pacea sufletească. Una din ele a avut depresie și în perioada aceea a început să citească singură. Ne spunea cât de bine este să citească. În fiecare seară studia câte o oră și era atât de bucuroasă și treptat. Dumnezeu a ajutat-o și s-a vindecat de această depresie și și-a găsit echilibrul sufletesc. Deci ele și-au găsit pacea. Au început să cunoască Biblia și să o înțeleagă. Au început să folosească și aplicația My Bible și să studieze mult și fiecare din ele încearcă să studieze în fiecare zi și să descopere voia lui Dumnezeu pentru ele în viața lor. Este foarte frumos când le vezi cu Biblia în mână, cum încearcă să înțeleagă, cum descoperă că este un cuvânt deosebit pe care ele îl pot înțelege. Experiențele cele mai frumoase le ai când mărturisești despre Dumnezeu. Atunci Dumnezeu te binecuvintează într-un mod deosebit și viața ta are o altă perspectivă. Atunci când iubești, arăți și altora sentimentele tale. Când îl iubești pe Dumnezeu, mărturisești despre El. Și în final, un text care pe mine m-a ajutat foarte mult. Apocalips 12:11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dumnezeu ne ajută să câștigăm viața veșnică prin sângele Lui și prin cuvântul mărturisirii noastre. Amin. Vă salut pe toți cu pacea lui Iisus. Mă numesc Vereaș Iosef și sunt directorul departamentului Școala de Sabat și lucrare personală, cât și de publicații din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Conferința Transilvania de Sud.
Anul 2022 este anul lucrării personale, având ca moto urmează-mă cu aproapele tău. Cu ocazia acestor zile de consacrare, aș dori să vă prezint un proiect care vizează aprofundarea cunoștințelor. Proiectul este, de fapt, Biblia ucenicului. Pentru fiecare membru al Bisericii Adventiste, Biblia este cea mai iubită carte. Cu ajutorul ei înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și le explicăm altora adevărul despre mântuire. Dorim să îți oferim o ediție a Bibliei cu resurse pentru slujbași și misionari. Biblia ucenicului este o ediție a Bibliei în limba română cu resurse pentru cei care vor să-i ajute pe ceilalți să îl cunoască pe Dumnezeu. Ea folosește traducerea Cornilescu, revizuită ortografic. Va fi prima Biblie care, pe lângă trimiteri și comentarii, va avea numeroase QR coduri, prin intermediul cărora cititorii vor avea acces la resurse audio și video, precum și la explicații suplimentare ale unor pasaje dificil de înțeles sau chiar la manualul bisericii. Resursele de care au nevoie slujbașii și misionarii se găsesc în anumite cărți, pe internet sau în biblioteci cu acces limitat. Este dificil să porți cu tine de fiecare dată multe cărți, în speranța că atunci când vei avea nevoie de unele explicații, le vei avea la îndemână. Această ediție conține trimiteri biblice tematice, studii biblice, informații geografice sau arheologice despre unele localități menționate în Biblie, explicații ale unor texte dificile, hărți și multe alte materiale ajutătoare. De asemenea, prin intermediul unor coduri care se fotografiază cu camera telefonului, cititorul va putea deschide pe internet resurse suplimentare audio-video, precum și materiale de referință, cum ar fi manualul bisericii, cele 28 de puncte fundamentale de credință, ghiduri și declarații oficiale ale Bisericii Adventiste. Biblia ucenicului va fi disponibilă din luna noiembrie a anului 2021 pe site-ul editurii Viață și Sănătate și în librăriile Sola Scriptura. Accesează www.viațasisanatate.ro pentru detalii și comenzi. Te poți înscrie la acest proiect accesând linkul www.misiune.adventist.pro până pe data de 15 noiembrie 2021. Astfel vei putea participa la instruiri și vei fi în contact cu organizatorii și voluntarii din acest proiect. Propovăduiește cuvântul prin Biblia ucenicului. Îți doresc mult succes și satisfacție în tot ceea ce faci pentru Isus.